Am fost invitat joi la guvern să particip la ședință inițiată de doamna Gerasimov, da? Doamna ministru. Vicepremier. Vicepremier, așa. Am acceptat. Ne-am pregătit argumente să le explic eu și budnișeală oamenilor fac ei. Și încă o dată imitează, mimează grijă față de cetățeni și să le explic, poate semnăm tăți toate partidele din țară în afară de Hoțumani, un pact pentru Moldova. Scriem un guvern din toate partidele care au specialiști. Încă o dată, domnul Gonță, nu contează care are 2%, care are 10%, 20% sau 30%. Ai specialist, demonstrează-l, arată-l, îi facem un interviu sănătos. Iată care e visul meu, despre asta am vrut să vorbesc. Ca să aflu joi, nu joi, vineri, înainte de a merge la acest eveniment, le spun, băi, dar nu văd niciun, îi privesc eu, nu văd nimic. Dați vreun link unde o să fie live-ul, să-l pun la mine pagină. Nu ne transmite, nu evenimentul este fără presă, doar o să fie făcut o fotografie la început cu toți participanții. Și transmiteți domnului Usatic, secretarul a vorbit, că să nu iei mai vreun cameraman cu dâns pe nimeni, deoarece nu o să-i permit să intre în guvern. Să intre doar domnul Usatic. Apădică la noi deam și eurointegrația pe secretul, ca și cum. Dacă dumneavoastră e în invitație, o scris, că o să discutăm despre integrarea europeană, procesele, perioada și tot așa, și tot așa, știi? De asta nici acolo nu m-am dus. De acolo am vrut să mă duc ca să dau niște întrebări. De orice guvernare evită orice contact astăzi deschis cu opoziția, aduceți-vă aminte, l-am invitat la spânul, pe spânul la dezbatere cu gazul. Nu. I-am spus, doamne Sandu, nu, dar și Sandu, uitați să ascunde, ori era Dodon președinte în blacul și leom în cap, nu știe și cu dânsul, înțelegi? Oare ăștia? Dar să faci tu eveniment ca să povestești plusurile integrării europene, să au spus că fiecare partid o să poată și are cuvântul, să-și prezinte poziția. Eu acolo față de cine trebuie să vorbesc? Față de 10 invalizi care erau acolo, că am văzut pe internet. Dar unele persoane sau unii lideri politici au fost. Și-au... Gheorghe, cum azi mulți au semnat, pe dânsul ultima dată i-au arătat la televizor în 2008, înțelegi? Ori 2009, după 7 aprilie, înțelegi? Da, straniu. Eu îi cunosc în mare parte pe toată lumea de acolo. Ce? Și nu înțeleg de ce. Pic în capcanele astea. Și într-o parte și în altă. Da, asta... Cu doamna Gerasimov. E în ochi cat în capcan, e conștient, o participat la live. Deși vă spun pentru mine straniu participarea pe DCM-ului, a lui domnul Chiu. Domnul Chiu e un tip foarte rațional, da? Și deși s-a dus el cu busâță ăștia, eu nu înțeleg. Mă ales că asta e jocul lui Maia Sandu pentru a încerca de a câștiga legile din primul tur și treacă referendumul ca să iar blugnișească la oameni că peste 10-20 de ani o să trăiți bine. Dar restul care au fost, partidele astea au fost doar la întâlnire cu Maia Sandu, la consultările după ce a declarat că vreau referendum. Partidele astea au mai participat odată când i-au adunat pe tăți când s-a început războiul în Ucraina. Ăștia n-au activitate politică. Ei n-au consilieri sătești, nu cu primari majoritatea din trânși, domnul Gonță.